I have a pen. I have an apple. Ooh, apple pen. I have a pen. I have pineapple. Ooh, pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen, pineapple, apple pen. Pen, pineapple, apple pen. Pam, pam. Hello, eu sunt Anca și după această mică introducere, astăzi, după cum vedeți, am două persoane. Doi băieți, două speșmeri. Este cu amândoi, să știți. Canca. Canca versus Tanca. Tanca. Hai să nu mai facem șifuri, da? El este Cristi 101 și el este Tommy Facebook. Excelent, în sfârșit cineva te-a nimerit o lacrimă. Astăzi noi vrem să discutăm ceva super serios cu voi, pentru că anul ăsta a fost un an decisiv pentru noi trei. Noi ne-am dat bacul, am intrat la facultate, ne-am mutat fiecare la casele noastre. Încă nu știm ce o să ne aștepte la facultate, dar mutarea asta a fost un pas foarte important pentru ce tip de persoane suntem. Pentru că acum am devenit oficial adulți. Iar în clipul de astăzi dorim să vă spunem și vouă cum să fiți adulți. Chiar dacă știu că mulți dintre voi care mă urmăriți sunteți copii mici, peste câțiva ani vă veți uita la acest video și veți spune: uite mă că am avut dreptate. Exact. Da, chiar. De fapt, dacă stau să mă gândesc, nici eu nu știu ce înseamnă să fii adult. Păi hai să vedem. În primul rând trebuie să te muți. Să te muți la casa ta, departe de familie, de prieteni. Păi mama, fărtat, când ești răcit, n-are cine să îți aducă un ceai la pat, când stai acolo, zborești, tușești și mai cap tău. Adică ești singur. Să te muți singur. Atât de singur, simt dureri pe care nu mai pot să le îndur. Mama, ce avem de mâncare? Mama! 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 A, da. De rog că e singur. Ce-ar mai fi? Al doilea lucru ar fi să înveți să gătești. Eu asta fac toată ziua. Gătesc. Da, ce drept așa e. Te credem. Adică practic să avem grijă să nu dăm foc bucătării. Eu cred că e destul de important în același timp, dacă tot te-ai mutat la casă nouă, să ai și grijă de ea. Adică să faci curățenie pe aici pe acolo, să nu lași... aspiratorul. Da, să dai cu aspiratorul, cu mopul, dacă e cazul. Strângi fitmiturile, Ce cu pijama aceea pe pat? Cristi, suntem acasă la Cristi? Cristi, păstrează curățenia? Da, pentru apărarea mea, e să lui. Tommy! Dacă nu sunt la mine acasă, e normal să fac mizerie, nu știu cum să zic. Totuși, adică... Nu? Nu mă bag la ei. Acum că trăiești pe banii tăi, nu mai are cine să facă cumpărăturile și trebuie să faci tu cumpărăturile din viața de zi. Trebuie să ai tot timpul frigiderul plin, să ai tot timpul tot ce trebuie, obiectele, toate. Fasole la conservă. Zacuscă de la mama de acasă? Salată de vinete prefăcută. Da. Dulceață? Tot de la mama de acasă? Dulceață. Zacuscă? Tocane de legume? Compot. Apă. De la chivetă. Fii scumpă. Să nu ne neglijăm viața socială. A, bine zis. Păi să ne facem prieteni, să socializăm, să... Da, niciodată nu găsesc cuvintele. Nu, trebuie doar să, na, să socializăm între noi ca și oameni și să exact. Ne distrăm, mergem eventual la party sau ceva. Cu 20 de melodii, adică azi o să vorbim melodii și o să cântăm, o să dansăm și o să... De fapt, dacă stau să mă gândesc, chiar și așa, noi trebuie să avem grijă totuși că avem și vecini. Adică trebuie să ținem copii. Exact, mai ales dacă stăm la bloc. O, da.
trebuie să ținem cont și să nu facem, să facem liniște ca să nu cheme poliția sau ceva. Da, da, da. Că vă dați seama. Să se bată la ușă. Da, corect, corect. Cu 20 de melodii, adică azi o să vorbim melodii și o să cântăm, o să dansăm și o să... Măi copii! Încetați mă cu gălăgia asta că v-au de la etajul 10! Noi nu făceam gălăgie. Ei, cum adică nu ați făcut nimic? Vă uitați-ne! Toți stați, uite așa, uite așa! Da, gata! E. Dacă ați ținut cont de toate cele 6 sfaturi date de noi, vă asigur că sunteți adulți. 100%. Dacă mai aveți câțiva ani până când să deveniți adulți, să reveniți peste acești ani și să vă reuitați din nou la acest clip. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să-mi lăsați un comentariu cu în care pas credeți că l-ați respectat cel mai bine și pe care l-ați respectat cel mai rău dintre... Sau, de fapt, nu l-ați respectat. L-ați respectat cel mai rău. Și dacă doriți să vedeți mai multe, vă puteți abona canalului meu. Link-urile mele sunt în descriere, canal secundar chestii, dar în descriere mai sunt încă 2 lucruri. De fapt, mai sunt încă 4 lucruri. Canalele lor și clipurile de pe canalele lor. Deci nu uitați să-i dați un like, un share acestui video și subscribe canalului ei. Și să vă abonați canalelor lor, pentru că au niște videouri foarte tari. El va avea niște videouri foarte tari, pentru că încă nu este YouTuber. Eu am fost Anca. Ei au fost Cristi și Tomi. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și până data viitoare, adios, pa!